Astăzi vreau să vă arăt matrițele mele pentru lut polimeric. Această colecție am adunat-o timp de 2 ani, dar fiindcă în mare parte modelez mai des flori, păpuși și alte figurine, unele din ele încă nu am reușit să le folosesc. Din acest motiv și meșteriților începătoare nu le recomand să procure din start multe matrițe. Matrițele cu alfabet sunt cele mai des folosite de mine și cele mai utile. Astea două sunt la fel, mi-am procurat una de rezervă recent și le-am luat de pe AliExpress. Am mai multe matrițe de acest gen, una și în limba rusă, alta cu cifre, toate le-am luat de pe același site. Prima matriță de frunze de asemenea este de pe AliExpress, celelalte două sunt vinere și deja nu mi-amintesc de unde le-am mai procurat. Mai departe, am câteva matrițe pentru fețe de păpuși, au fost procurate de pe Amazon, a fost un set de 14 fețe de diferite dimensiuni. La mine pe canal găsiți un video mai detaliat despre ele. Următoarele matrițe, în mare parte cu dulciuri, cele cu Oreo, Ritter Sport, brioșe, au fost procurate de pe un site rusesc. Anul trecut deja, sincer nu mi-amintesc care anume. Tot de acolo erau și aceste bezele și alte forme de biscuiți. Aceste matrițe de asemenea au fost procurate de pe AliExpress. La fel ca această matriță cu decoruri pentru bebeluși și cea cu fulgușori. Unicornul și ceasul tot sunt de pe AliExpress procurate. Îmi amintesc experiența cu aceste trei matrițe. Erau primele care le-am comandat pe AliExpress și marea mi-a fost mirarea că erau în realitate foarte, foarte mici. Astea cafenei sunt niște forme de făcut ciocolată, le-am procurat dintr-un magazin de cofetărie. Nu am făcut ciocolată adevărată cu ele, dar mi-am dat seama că cu ele pot face brioșe. Sunt brioșele alea care le pun pe lingurițe. La final aș vrea să adaug doar că matrițele de silicon periodic trebuie spălate în apă călduță cu puțin detergent. Chiar dacă le ținem într-o cutie închisă, pe ele se depune praf, iar apoi la modelare praful se transmite pe lut.